Prieteni și bun venit pe canalul meu Tutorial App. Numele meu este Marius și astăzi este 1 decembrie. La mulți ani România și la mulți ani tuturor românilor din România sau de unde sunteți voi. Asta nu contează. Astăzi am venit de la muncă, am filmat prima. O să vedeți când o să înceapă video, că o să înceapă ceva. Au fost, oricum era noapte, nu știu dacă se vede mare chestie, dar eu l-am filmat ca să vă arăt. Bun, astăzi nu o să facem mare chestie, o să schimbăm bateria la un iPhone 6 Plus, că, na, îl folosesc foarte des la filmat, diverse aplicații de făcut bani sau diverse aplicații utile și a venit timpul să schimb bateria. A trecut un an de zile de când îl folosesc intens, să zicem așa, și o să-și filmez cum se schimbă bateria la un iPhone 6 Plus. Este valabil și la 6 simplu, 6S, 6S Plus. Este cam la fel în mare parte, cam la toate, zic eu. Da, și cam atât. Noi rămâne să ne vedem după aia, când intru în casă și vedem ce... Sper să reușesc să schimb, că am făcut comandă de baterie nouă, am primit și niște mici instrumente pentru a putea desface telefonul. Deci nu cred că ar trebui să fie dificil. Și niște ventuze, oricum o să filmez și o să vedeți și voi. Și dacă vreți și voi să faceți asta, eu nu vă ofer nicio garanție că o să reușiți. Urmăriți video dacă vi se pare interesant, apăsați pe butonul de like, dați și vă înșor să vadă prietenii voștri și ne vedem mai în față. Cred că eu o să mănânc prima și după aia o să mă apuc să desfac telefonul. Hai, ne vedem după aia, prieteni. Gata, prieteni, am terminat de mâncat și acum ne apucăm de desfăcut iPhone-ul, ca să schimbăm bateria. Aici avem frumos uneltele, două șurubelnițe, o prostie de agățat, o prostie de băgat pe mărgini și ventuza, care este cea mai importantă ca să-l putem desface. Deci o să trebuiască să desfacem primele șuruburi de jos. Avem nevoie de o șurubelniță specială. O avem, eu o să mă apuc să-l desfac și noi ne vedem pe parcurs. Hai, ne vedem și acum. Ok, am rezolvat și cu șuruburile alea, le-am scos. Acum avem nevoie de ventuza asta, să prindem în zona asta, o să prindem bine, după aceea trebuie să tragem ușor. Acum învățăm și noi să vedem. Și ne trebuie și piesa asta, ia să vedem. Tragem puțin de ventuză. Cum să băgăm și... uite așa. Perfect. Este foarte ușor, deci nu este complicat deloc. În fiecare margine trebuie să mergem să facem la fel. Să cu vârful să punem. Ok, o să-l termin de desfăcut și... uite că s-a desfăcut. Vă mai arăt două chestii. Bun, practic am ridicat ecranul, display-ul și toate astea. Avem aici un frumușel, 4 șurubele, trebuie să le desfacem și pe astea, ca să putem da ecranul jos. Dacă nu, putem ține ecranul în sus și să desfacem doar astea două șuruburi de la baterie. Dar o să pun ceva ca să nu trebuie să dau ecranul jos și ne vedem acum și ca. Vorbește acum. Thank you.
Gata, prieteni, am terminat de dat astea două șuruburi de aici care se văd. De fapt, trebuie date toate, nu, doar alea două, le vedeți aici. Bun, acum luăm frumos acest utilaj, cum am să cheamă, unealtă de plastic. Așa, și trebuie să prindem bateria, să o dăm afară. Acum trebuie să găsim o poziție. Acum aveți această unealtă, folosiți voi un cuțit, ceva, un topor. O contează. Oricum nu-ți cumpăr iPhone-uri, așa că le găsiți ieftin. Gata, hai că am dat și bateria jos. Și acum urmează ce mai greu. Da, ia uite, uite bă, ce bun e bă, s-au rupt. Toți banii ținut. Bun. Acum trebuie să facem cumva să dăm bateria la o parte. Și bateria este super lipită, deci ne chinuim în acolo. Dar ne trebuie ceva mai serios. Deci înseamnă că este bateria originală, dacă este lipită. Doar alea lipite sunt chiar așa de bine lipite. E, o să fiu leac de muncă, hai că ne vedem după ce rezolv și bateria. Gata, prieteni, am dat bateria jos, să știți că este foarte lipită, dar foarte lipită, zici că e lipită cu picătura neagră, nu știu dacă este. În fine, o vedeți? Trebuie să o desfaceți, durează un pic și la mine a durat puțin, mi-am luat 5 minute până am desfăcut-o, este foarte lipită. Este lipită doar în caz de aveți telefonul, nu mai fost niciodată schimbată bateria. De acum o să montăm bateria nouă care avem aici și rămâne să vedem dacă totul a mers conform trebuia să meargă. Bun, ne vedem după aia la test.